cum s-a dus asta, hop! Și spuneți acolo dacă merită să facem măcar 5.000 de like-uri la acest video. Măcar pentru execuția asta, 5.000 de like-uri, da? Avem 10 mingi de fotbal diferite, așa că o să le testăm pe toate astăzi, să vedem dacă contează mingea în momentul în care dai knuckleball sau nu. Înainte ca videoul să înceapă, fii sigur că ești abonat la canal și ai clopoțelul activat. Apasă pe like și hai să trecem la video. Bun, începem cu prima minge. Mingea galbenă de la Kipsta. Oh, cum a luat-o! Este și mai ușoară, într-adevăr, dar a luat-o perfect și chiar vreau să dau acolo unde este bara și vinclul, da? Acolo vreau să ducă mai mereu, acolo îmi propun, da? Așa că pentru prima minge, eu zic că până acum este undeva la 9 pentru knuckleball. Este mai ușoară și poate să-i dea efectul necesar mult mai repede. Mingea F950 de la Kipsta, o vedem în acțiune acum. S-a dus puțin cam tăiată și eu zic că putem să mai încercăm o dată, dacă tot a venit înapoi. A luat-o, într-adevăr nu a căpătat acea înălțime și nu s-a dus unde trebuie, dar a făcut cum trebuie. Deci, undeva între 8 și 7, între 7 și 8 îi dau notă acestei mingi momentan. Dar cred că merge și mai bine pentru knuckle F900. Pentru knuckle cred că aceasta este cea mai utilizată de mine, este modelul nou de la Kipsta, F900, îl punem în acțiune, da? Oh, cum s-a dus aproape, chiar dacă nu am dat pe poartă, s-a dus extrem de bine și a făcut și stânga-dreapta și sus-jos. Mai luăm o dată că tot a venit până aici și mai dăm o dată, da? F900 este preferata mea, așa că o să încercăm să o plasăm acolo în colț, în vinclu, da? Nu s-a dus chiar în vinclu, dar mingea s-a dus cum trebuie, ce e drept. A făcut și stânga-dreapta și sus-jos, da? Mergem la a patra minge. F500 este modelul următor, este un model nou, așa că hai să vedem cum se comportă și acesta la knuckle, da? Din nou, țintim colțul de sus acolo, da? Au, cum s-a dus, dar n-a intrat, nu. Vreau să intre, deci s-a dus perfect. Perfect, deci la F900 dau tot așa nota 10 pentru knuckle. Deci dacă vreți vreo minge care să dați knuckleball, F900 este alegerea perfectă. Este 120 de lei, dar merită toți banii, credeți-mă. Și eu sunt 120 de lei. Jabulani, care era cea mai bună pentru această tehnică, acum nu se mai găsește și este undeva în jur de 25 de milioane, ceva de genul ăsta, da? Așa că dacă vreți un înlocuitor perfect, F900 este alegerea perfectă pentru această tehnică, da? Dar mai dăm o dată cu mingea F500. Vreau să intre acolo în vinclu, neapărat vreau să intre acolo în vinclu. N-a vrut, dar oricum prima lovitură a fost foarte bună. Mergem la următoarea minge, F550, care are un burete în plus față de modelul pe care l-ați văzut în momentul de față. Să vedem dacă ajută cumva la mișcarea aceea de knuckle sau nu. Vedem acum. Din nou țintim colțul de sus acolo, la vinclu. Mamă! Cum s-a dus asta? A fost în bara din spate, dar această lovitură, perfect. Perfect, deci îi dau 10 direct. F550 este la aproape la fel, se simte aproape la fel ca F900. Deci avem egalitate, da? Două mingi au primit nota 10 până în momentul de față. Mai avem 5 mingi la dispoziție, să vedem
care dintre ele o să fie mai bune pentru această tehnică. Bun, acum avem modelul de la Kipsta mult mai accesibil, așa că dacă doriți, aveți primul link în descriere, puteți să-l cumpărați de acolo. Este o minge mult mai ușoară și ar trebui să ducă mult, mult mai ciudată traiectoria, da? Așa ar trebui să ducă. A făcut, nu s-a dus în vincul acolo unde voiam eu, dar a făcut și s-a dus și sus-jos. O să vedem și pe reluare. Trecem la următoarea minge. Următoarea minge este mingea de la Adidas Tango. Este o minge un pic cam grea. Nu mă aștept să facă un efect foarte, foarte ciudat, dar rămâne de văzut. Wow, cum s-a dus asta? Hop! Direct în vincul unde trebuia. Nota 10 și pentru mingea Tango. Trecem la următoarea și spuneți acolo dacă merită să facem măcar 5.000 de like-uri la acest video. Măcar pentru execuția asta, 5.000 de like-uri, da? Hai să vedem. Trecem la următoarea. Bun, acum avem o minge de 3, să vedem dacă putem să o lovim, să se ducă la fel knuckle. Nu mă aștept să se ducă foarte mult, dar ținând cont că este ușoară, s-ar putea să ia un efect ciudat și aceasta, da? Din nou țintim colțul de sus. De fiecare dată acolo am țintit, că s-a dus, că nu s-a dus, asta este. Na, este prea mică mingea și mi-este frică să nu bag vârful cumva în pământ, așa că la această minge, să zic că îi dau nota 1, pentru că nu ai cum să dai tehnica knuckle. Momentan, am mai încercat, dar nu am reușit să dau pentru că am dat în pământ, sincer. Fiind prea mică mingea, piciorul este mult mai mare și nu pot să o lovesc cum trebuie, da? Așa că mergem la următoarea minge. Și bineînțeles, am zis să încerc și o minge de la futsal, să văd dacă se duce knuckle sau nu. Mingea asta este undeva, cred că la mărimea 4, cred că se potrivește. Da, size 4 scrie aici. Așa că s-ar putea să meargă mult mai bine decât mingea precedentă. Să vedem. Nu am mai încercat, dar rămâne de văzut. Oh, și este și mult mai grea, am uitat să vă spun. Oh, cum s-a dus! Din prima, foarte tare! Deci, merită și asta măcar un 8, să zicem, pentru knuckle, da? Este mult mai greu să dai cu mingea aceasta de futsal, dar s-a dus cum trebuie din punctul meu de vedere, chiar dacă este mai grea. Mergem și la următoarea minge și la ultima minge. Apăsați butonul de like dacă nu ați apăsat până acum, să facem 5.000 de like-uri. Și acum avem mingea de la Kipsta, care este, cred că, tot mărimea 4, dar este de futsal. La fel. Este mult mai grea. Vedem dacă merge cum a fost și cu cea de dinainte. Să dăm un knuckle, măcar un gol aș vrea. Dacă cu aceea am dat bară, cu asta măcar gol. Să vedem dacă ne iese. Nu prea ne-a ieșit la asta. Nu am reușit să dau, dar nicio problemă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un comentariu mai jos, să-mi spuneți pe care dintre cele 10 mingi ați dori să le aveți voi acasă, mai jos în comentarii, pentru că v-am spus sincer, cred că 3 mingi au obținut nota 10, F900, Tango și mai a fost una, F550, 3 mingi, da? Nota 10, deci pe acestea eu le recomand pentru knuckleball, dacă vreți să-l exersați mai bine. Așa că aveți link-urile mai jos în descriere în cazul în care doriți, da? Dacă v-a plăcut, ne vedem data viitoare la un nou video. Vă salut!